ce putem începi, că deja am trecut și cu 5 minute și, după cum vedeți, cred că avem o temperatură, din punct de vedere istoric, cea mai ridicată, între 36-37 de grade. Și cum aici nu avem aer condiționat, aș propune cu ajutorul dumneavoastră să ne organizăm foarte bine, să fim punctuali, să încheiem ședința într-un termen, relativ scurt și rezonabil. Ne-am adunat astăzi 27.06.2019 în cadrul ședinței ordinare. Prima dată pun la vot procesul verbal din data de 30 mai 2019. Cine este pentru? Abține. Domnul Beruș, domnul Talaș și domnul Trăisar. Sunt și chestii care pot să mă spuneam pe urmă. Așa. Supunem la vot ordinea de zi. Ordinea de zi plus suplimentar. Un proiect suplimentar, dacă cu rectificarea, dacă ați luat la cunoștință cu toții. Cine este pentru? Abține. Eu astăzi am văzut că mail-ul a fost trimis de ieri, eu abia astăzi, după amiază, de fapt, la 1-2, am reușit să văd proiectul suplimentar. N-am reușit să-l citesc, să-l aprofundez. Nu am reușit. Da. Mulțumim. Trecem pe punctul 1, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al Comunei Mocura, județul Bacău, cu inițiator primar Costa Șurdache. Mulțumim, vă rog să ne prezentați. Este vorba despre o reanalizare a domeniului public, practic, în următoarele topografice, drumurilor, țarilor, suprafețele exacte, așa cum este și normal, pentru că în domeniul public vechi, care îl aveam, aveam niște suprafețe relative de cele mai multe, mult prea mari față de realitate de teren. Și am, așa cum știți, în fiecare an am alocat fonduri pentru reactualizarea domeniului public. Și am început să măsurăm toate drumurile de comună, să avem ridicări topografice și documentații cadastrale pe toate, drumurile care le avem. Pentru că este foarte greu în momentul în care vrei să demarezi o lucrare, să faci ceva, pe asfaltare sau pe orice, pe gaz, pe apă, pe orice, ne dorim noi să facem, să încărcăm de această problemă, nu avem documentații cadastrale în domeniul public care ne aparține. Și aici e, aici e proiectul de hotărâre. Și de etapizat, ori să mai vin și ședințele următoare, începem să ne punem într-o comunicare. Le-am pus aici și pe, din părțit cumva, și pe străzi, doamna secretar, nu? Și pe străzi, pentru că începe, de exemplu, de la Petrache, da, la poziția 70, pleacă de la Petrache Mix și merge până la Chirița. Pe Cuștecuri. Acolo avem o dată în biserici, poarta și tărie și Cuștec. Și atunci ai venit să ne punem exact mărfăgați în vorbi fiecare. Și cu propunerea asta venim în fața dumneavoastră, să aprobați proiectul de hotărâre în forma pe care v-am prezentat-o și cu documentația anexată în spațiu. Dacă vreți să vă înscrieți, domnului președinte, domnul primar, stimați colegi, doamna secretară, eu personal și colegul meu nu vom vota nicio actualizare a domeniului public până nu se bagă clădirile din Doariu Mare și în alte zone în domeniul public. Ce s-a venit? Fântână. Am înțeles. Bun. Dar acum ați luat întrebări. Da, totuși. Deci, eu vă întreb, întrucât știu cam despre ce este vorba pentru a fi trecut în domeniul public terenul și drumurile, dar
mă interesează, din punct de vedere juridic, dacă sunt mulți cetățeni care au tabeline, la drum, mă refer chiar la ajutării acolo, cunosc, adică la domeniul public și privat, dacă au avut accept și au dat acceptul pentru ca să putem să intrăm, pentru că noi am intrat și în terenurile proprietate privată a celor persoane care au bucățele la terenul respectiv, unde există drumul normal pe care noi nu trecem în domeniul public. Nu pot, ca să fiu de acord, o să fiu de acord. Avem o comisie la evaluarea. Deci, eu, adică, vă întreb dacă avem acceptul acelor oameni care au bucățele până la capetele către drumurile pe care noi le trecem în domeniul public. Vorbiți de... ele sunt în domeniul public, suprafețele astea, doar nu s-a actualizat. Adică nu am acum măsurători cele. Până acum, care s-a dat? Domnule, are 5.211 metri pătrați, ca să dau un exemplu așa. Deci aveam 4 metri, ori atât și multe erau, așa cum vă spuneam, erau multe pășiri față de situația din ideea. Dacă vă referiți la suprapunere pe care le avem noi în... Nu, dacă am cerut acceptul celor care au proprietățile, asta mă interesează pe mine. Deci toți cei care au suprapunere cu drumurile au fost modificați, au fost făcute 200 și ceva de notificări la fost proprietari. Acum, dacă ei se prezintă sau nu se prezintă, care se prezintă bine, care nu, tot nu se stă o veșnicie așa. O să găsim soluții, să îi notificăm, să îi notăm în cartea crucială și fiecare la rândul lui când va ajunge la cartea crucială, va acționa puțin, adică va constata că, de fapt, are o problemă, are o suprapunere cu drumul. Pentru că nu se poate altfel. De 3 ani de zile vorbim despre așa ceva. Da. Deci, la lumea, toți cei care au probleme au fost notificați. Mai trebuie să gândim că nu puteam lua fără accept. Noi acceptăm. Deci, ia o hotărâre. Noi vorbim de suprapuneri. Vorbim de suprapuneri virtuale. Deci, nu în teren. În teren mă așezați bine. Doar documentații din cadastrale sunt... Nu sunt poziționat din punct de vedere. Nu mi se întâmplă unul că te duci în instanță și noi suntem cei care răspundem. Deci nu vorbesc cu răbdare, nu vorbesc cu formă de a nu înțelege. Eu înțeleg ce înseamnă a trece, pentru că a nu trece un drum în domeniul public și privat sau aparțin în concert, nu poți ca să lucrezi cu el, nu poți să faci nici nimic. Deci toată lumea a fost notificată. Deci ai ca să fim clar. Unii s-au prezentat, s-au dus și au reglat cărțile cu ceare, unii mai vin încât. Păi tocmai asta, din cărți cu ceare, nu poți să intri peste cu altă suprafață. Da, atât. Mulțumim frumos, domnul Tristan, domnul de Rușcă. Da, vreau să apreciez faptul că e un pas înainte pe care îl face domnul primar de a rezolva problemele cu suprapunerile și cu suprapunerile din metalban, cu știri de anumale, în vederea unui viitor proiect de asfaltare. Presupun că asta ne ajută foarte mult, nu? Da. Nu vorbim numai de asfaltare, vorbim cu toate utilitățile acolo. Dar de ce care au sunt utilități, mă repet în... Mălbi de gaze, vorbim de orice fel de utilități care sunt pe negru. Dar nu pot decât să fiu de acord și țin să mă fericit de data asta. Mai vreau cineva să se spune la cuvânt și altele. Domnul Talal, ultima intervenție, vă rog. Da, da. Imaginea acestui subiect. Da, da, da. Imaginea acestui subiect. Despre asta vorbim de bărbă. Și eu vreau să felicit pe domnul Marge și vă rog, mă voi abține la acest proiect, pentru că nici dacă nu e prea târziu, dar problema continuă era cu mult, mult mai târziu. În 2016 tot se poate la Vampioa, și haideți să vă dăm în frântuie și doamna asta închide sol, nu veți, așa, pentru că nu veți să vă asuma să nu vedeți. Bun. Dacă nu mai e o scurtă paranteză, să știți că este o făcută de Deau Mare. Am fost cu domnul Vicine, am uitat, am studiat, am văzut ce și probabil. Cea mai mare problemă este în domeniul public, m-a spus deci. E greu de controlat o astfel de sursă de apă. E bătaia tuturor acolo, nu știu. Dar vom încerca, vom căuta soluții, să vedem ce putem face cu sursa aia de apă. E bine, e adevărat. Nu știu, stă și în drum cumva, poate că sunt soluții să o mutăm mai într-o parte. Nu am pierdut în vedere aspectul ăsta. Dar acum, sincer, în fața tuturor aici, batem și ne chinim cu o grămadă de alte probleme. Și aia e o problemă la zătoarea acolo. Adică doar e casă, nu doar e... Adică, nu sunt multe multe. Oamenii săptămâna trecută și nu mai săptămâna trecută, n-au avut apă, doar e din dealul mare și nu mai din dealul mare.
Știu. Dar ei au apelat la aceste vântări. Faptul că băgați că apă un nisip ca scuțul... Dar nu băgați apă un nisip ca scuțul. Dar haideți să o rezolvăm de 3 ani de zi, bat... Nu băgați apă un nisip ca scuțul. Da. Dumneavoastră aveți apă. Domnul Dalar, vă mulțumim că, practic, subiectul ăsta mai discutăm și la diverzii, să mergem pe stricte subiecte. Cine este de acord pe? Este super. Mulțumim. Abțineri împotrivă? Domnul Talal, domnul Niță. Aici nu este rezerce pe anul. Și doar primul proiect de hotărâre, al doilea, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și a prețului pentru concesionarea terenului suprafață de 423 de metri pătrați, parte din domeniul privat al comunei Mândura, județul Bacău, teren situat în intraviral, sat Mândura, sat strada Întrevii, numărul 202, comuna Mândura, județul Bacău. Inițiator primar Păstra Șoldache. Domnul primar, punct de vedere cu privire. Este vorba despre Sfânta Față, suprafața de teren pe care o au vestuit deja, în curtea dumneavoastră și care și construit pe așa au fost tipul acolo și foarte bine că s-a construit un astfel de edificiu și de frânt comunal și cred că datoria noastră este să-i sprijinim. Să-i ajutăm să-și întregească cumva domeniul pe care l-au prezentat. Da. Domnul colonel. Stimați colegi, din punct de vedere, da, am mai discutat și înainte, și întreabă în ziua. Dar, datorită faptului că noi, ca cetățenii ai comunii Măgura, nu beneficiem de nicio facilitate de la, acest așezământ. Eu, personal, nu mă abțin. Sunt împotriva acestui proiect de hotărâre. Atât. Mulțumesc. Mai este cineva? Mai vrea să spun un om? Domnul Traistaru? Da. Deci, din punctul meu de vedere, venind un loc care normal, adică eu consider că ajută, din punctul meu de vedere, din mulți oameni, atât din comuna Măgura, și din alte locuri, pentru că suntem oameni cu toții, la un moment dat ajungem toți în vârstă și avem nevoie și de ajutor. Nu văd un impediment de a putea ca să opresc acest proiect, având în vedere că există și construcții pe acel teren, pe suprafața care este solicitată, și totodată este, din punctul meu de vedere, să-i mulțumim cu Dumnezeu că cineva a venit și a făcut ceva în comuna Măgura și să ne facă în continuare, iar noi să fim aproape de cei care ne ajută. Și Dumnezeu să ne ajute. Domnul Vici? Eu pun problema altă. Acești 490 de metri, 490 ceva de metri, nu-i putem folosi la altceva în faza asta. Până în vedere unde sunt de clasa așa, până în vedere că au construcții pe... Sunt ocupați. Așa, de firma, pe o firma, la un moment dat, acest teren de fapt, trebuie să fim totuși cineva și să fim de acord cu acest proiect. Vorbim de așa de lucruri. Eu cred că sunt câteva locuri din comuna și Marica și asta, dar problema se pune și altfel. Indiferent care sunt persoane, care sunt instituționalizate acolo, sunt oameni care... Da. Mulțumim. Domnul Talar? Deci, din câte știu, acolo primesc, cum să o zic, oameni mutate din costul județului și din toate confesiuni religioase și eu îi felicit, eu zic că să-i sprijinim, eu zic că să dă Dumnezeu să facă mai parte de la așa. Două subdori, este o chestie care merită laudată și eu zic că oamenii, deci mâinile care ajută sunt mai sfinte decât cele care se roagă. Și sunt de acord cu domnul Biciliar, așa că putea, vedem de faptul. Suntem oameni și are ajută și domnul.
Problema este că sunt legate de direcții. Dacă cei este în concordanță cu celălalt concesiune. Adică oamenii au fost să intre în legalitate și nu mai Mulțumesc, domnul Tarat, Știu că e de acolo, dar ați luat Facem o pauză ca să liniștească. Vă zic, domnul primar, mulțumim pentru tot. Deci, domnul președinte, fac revenire la ce am mai spus la ședințele anterioare. Deci, încă o dată. Eu judec problema altfel. Eu, Mănăstirea Sfânta a Treime, mă duc în Italia să fac acest așezământ. Și vă întreb dumneavoastră, câți bani dau? Așa judec eu. Deci eu nu spun că nu e legal, nu spun că nu este corect, nu spun că nu este uman să-i lăsăm să-și desfășoare activitatea în continuare. Asta este forma mea de nemulțumire pentru faptul că nu avem nicio facilitate. Noi care le dăm moca acest teren. Și pe care l-au dat domnul Tarat, te rog frumos. Dar nu ești nici român, nici din Mădura. Lasă mă pace, domnule. Eu sunt mai român decât bă, dar nu sunt rău salat. Deci nu am fost. Acum vorbesc eu. Lasă-mă pace. Ai locul ala. Vă rog, nu vă lăsați liniștea ca să te continuăm cu ce ești? Ești cumva judecător de pasul. Dar n-am spus nimic, domnule. Nu am spus nimic. Te rog frumos. Deci asta este forma mea de nemulțumire. Pentru faptul că noi care dăm moca acestei ele, efectiv moca le dăm, nu avem o facilitate la acest așezământ. Repet, cu asta am terminat. Mulțumim, domnul Chitic. Să vă asigurez un dar, dacă puteți. Domnul Tamal? Da. Domnul, mai aveți să mai ales, dar nu, înainte de să luați cuvântul, am și eu o remarcă și vreau să zic că tot ceea ce zice domnul colonel are mare dreptate, pentru că orice instituție, că se duce pe un teritoriu privat, până la urmă, sau are un beneficiu dintr-o comună, ar trebui să cotizeze acolo. Pentru că noi, dacă avem, de exemplu, avem un caz social, nu are casă, Maria Ciocoiu, dau un exemplu, care stă la Solodon. Putem negocia pentru, sau nu știu, câteva servicii pentru un asistat social de-a nostru, pentru terenul respectiv. Da. Să fie tratat prioritar. Exact. Să fie tratat prioritar. Adică să avem și noi beneficii. Îți dați voie să termin? Da, vă rog frumos. Alalatura interzis. Stimați colegi, eu n-am vorbit nimic, iar domnul Chitic s-a informat degeaba. Și nu e prima dată. Cum zis... Adică să vă rog la subiect, domnul Chitic. Eu am zis subiect pentru că domnul m-a acuzat că nu sunt român. Cine este direct? Dacă sunt eu... Vinții suntem în afara ședinței, vă rog. Adică, să vă fie ușine. Deci nu mă lăsați să vorbesc, domnule. Dar nu v-am întrebat. Vă rog frumos, nu mă așa. Aceasta este un așa. Deci, oamenii oricum folosau terenul până acum. Și n-au plătit niciun ban. Au venit și vor să intre în legalitate. Terenul ăla nu poate fi folosit. Din mine. Iar ei plătesc cât a spus evaluatorul. Deci plătesc niște bani. Care este problema că nu sunt acolo în Italia? Du-te, doamne, în Italia și fac chestiuni din biserică, nu te împiedică nimeni. Du-te în Siria, dacă vrei, cu român adevărat și mai așa pe sucheți. Bun, mulțumim și mai mult. Nu am înțeles. Domnul Puri Marian. Aia spune pistolul la cap, ca să și eu vreau să spun. Spune la proști. Hai, las. Nu ați nu arătat și nu vinde și din bani. Nu vă rog, Eu am înțeles și am asta țin de educația și de bună simță la fiecare. Nu poate să vină acum să-i educ oamenii să nu-i facem proști sau rapuri. Am înțeles.
Haideți, rog frumos. Haideți, să discutăm în momentul ăsta, n-are rost în cazul ăla acum. Este doar pe marginea subiectelor la diverse, puteți să discutați sau dacă vreți să ieșiți afară din ședință și să discutați orice altceva în afară de proiectul de hotărâre, proiectul de hotărâre pe ordinea de zi. Da, și eu vreau să mă raportez la intervenția domnului Chitic. Domnul Chitic, acolo sunt servicii care nu pot fi abordate preferențial. Sunt servicii care se apropie în funcție de situația pacientului, în funcție sau nu neapărat de etnie, sau de... Aici vorbim de situații mai delicate. Eu am înțeles. Asta a fost punctul meu de vedere. Da. Haideți până la urmă, fiecare să aibă un punct de vedere. Nu are rost să combate. Punctul de vedere la urmă. Doar pe baza proiectului de hotărâre, fiecare are dreptul la un punct de vedere personal. Vă propun, stimați colegi, ca să nu tensionăm ședința, să nu analizăm ce a spus Brânză, ce a spus Chitic, ai punctul de vedere al colegului meu consilier, ai punctul de vedere al colegului meu consilier, să ne abținem la nejigni. Nici eu pe dumneavoastră, nu noi. Haideți să ne dăm mâna, să ne facem și mergem frumos la urmă. Și respectăm punctul de vedere a fiecăruia. Nu ne analizăm punctul de vedere. Mulțumim, domnul. Cine este pentru? Abține. Abține. Domnul Vețu, abținere împotrivă. Da? Deci o abținere, domnul Vețu, o împotrivă, domnul Vițu, și reuferă. Deci 11 pentru, o abținere, domnul Vețu, și domnul Chitic împotrivă, motivația, da? Vă mulțumesc frumos, să trecem la proiectul cu numărul 3, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului, statutului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Măgura și a celorlalte structuri, servicii publice subordonate Consiliului Local al Comunei Măgura. Inițiator primar Costra Jordache. Domnul primar, vă rog frumos. Este vorba de organigrama de funcționare a primăriei, care nu a fost nicio modificare. Este în aceeași formă ca și în anii anteriori, nu da, de ca anul trecut, din punct de vedere legal, trebuie să fie aprobată anual organigrama statului funcții. Da, deci nu cere la prefectură, ci la instituții acreditate. Cine să scrie la domnul serviciul de gospodărie comunală, din pensiunea organigramă sau serviciul de gospodărie comunală? Nu, că aici în listă nu-i văd domnii care sunt angajați. Că e listă până la 30, până la puțin. Mai dați pagina următoare. Pagina 2. Unde s-o dau? Eu pe mail nu am pagina 2. Nu vă spun că pe mail nu am. Deci dacă se mai uite ceva... Dacă aveai tablet. Da? Dați-mi un coleg. Noi suntem dată pagina 2, să fie ce pagina 2. Să fie o scăpată la scăpată. Pe versul pe pagina 2, aveți și să fie ce pagina 2. Sunt numai, da? Nu este, nu este. Deci vreau să o încărcăm. Deci ca idee, ca idee nu are niciun fel de modificare decât trebuie să o prezentăm la prefectură și la alte instituții. Și trebuie să fie aprobat în clasă. Domnul Marian? Da, vizionat pentru un primar. Am văzut la serviciul de asistență specială. Există un singur post. Domnul Mărit. Da, domnul Mărit. Nu s-ar putea mări într-un post, că domnul de muncă de asistență specială, mai ales că s-a trecut și în bugetul, că e asta, s-a cam mărit de asistență specială. Da, sunt două posturi, dar nu mai e o persoană de asistență specială. Deci, ce anul trebuie să-i spus? Nu, 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 meseria, practic, văd natura meseriei, facem 5 intervenții, 5 intervenții. Ideea este așa, acum am un organigram acolo. Dacă ne gândim să suplimentăm, putem să o facem oricum altul. Nu, dar pot să-ți întreba. Dar trebuie, da, 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 dar trebuie să studiați bine cine exact ce comportă, ce cheltuieli. Și nu numai cheltuieli, și ce ar trebui să facă persoana care trebuia să fie angajat. Luăm o decizie, nu știu asta. Am o idee, am să domnul Verușcă? Domnul primar, dacă tot am vorbit de organigramă, aveți să de gând pe achiziții publice, a spus că vreți să angajați pe cineva, scoateți la concurs postul, să scoateți, să scoate. Așa nu, noi nu vorbim de noi angajări sau de ceva. Am întrebat, putem orice să scoatem la... Putem orice să scoatem. Îl scoateți sau mai zicem așa? Ați spus că acum, acolo două ședințe, ați spus că aveți în calcul, luați în calcul să angajați un om pe achiziții publice. Am încă acum, dar deocamdată n-am, sincer nu m-am ocupat cu treaba asta, n-am aprofundat.
De asta vă spun la oameni că spate, de asta le-aș putea să-i zic, mă, acolo ce se întâmplă. Și nu numai, aceasta, nu mai uităm și un buget un pic și la cheltuieli, după aceea costurile astea, cum vor fi pe dar vedem, studiem. Deci, vă mulțumesc. Domnul Tristanu? Doamne, referitor la asistență socială, având în vedere și experiența pe care o am și cunosc foarte bine de ceea ce este în primărie, consider că, într-adevăr, este un post foarte aglomerat și totodată se impune pentru a aduce încă o persoană, având în vedere că perioada de toamnă, când vine încălzirea, când vin, sunt foarte multe, în afară de anchetii sociale care sunt în cursul anului, unde necesită deplasări a celui care este la asistență socială, pe timpul perioadei de încălzire și tot ce vine din orice fenomen, asistența socială este cea mai căutată și totodată e partea cea mai implicată în tot ceea ce este societate și comunitate. Și pentru asta, eu consider că, într-adevăr, ar trebui ca un post să fie ocupat pentru postul de asistență socială. Mulțumim, domnul Tristanu. Domnul Talar? Din câte mă aduc aminte, legat de omul de achiziții publice, am avut noi privat care se ocupa de achiziții publice și după aceea a venit domnul primar și a zis că nu numai trebuie om, o să angajăm o firmă sau o persoană care o să fie din exterior, care o să facă omul pentru achiziții publice. Și cred că s-a mai făcut, cum mai fost și la care a făcut achiziții publice pentru comuna, pentru primărie comună. Având în vedere că acest post este figurează în organigram, eu zic să luați în calcul, să rămână așa cum ați spus, să nu angajați un om pe achiziții publice și mai degrabă să angajați un om pe domeniul asistenței sociale. Adică tot aceeași cheltuieli, cam toți aceeași bani. Și atunci rămâneți. A rămas postul vacant, pentru care am gândit că e bine să le externalizăm. Nu avem, eu știu, achiziții de anvergura primării Bacău, a postului de țeac sau o instituție care fac frecvent astfel de activități sau astfel de achiziții. Eu zic că e bine să rămânem și în varianta care suntem. Nu ne costă nici prea mult. O persoană angajată duce oricum, poate duce sau mai mult față de ceea ce plătim noi regulat pentru serviciul de achiziții publice. Domnul Vici, stimați colegi, am plecat de la aprobarea organigramei și am ajuns la angajări. Haideți să știm ce facem. Noi îi spunem de angajări, nu vorbim de aprobare, organigramei în forma care a fost prezentată. Mulțumesc, domnul Vici, cine este pentru? Nu, așa. Deci, noi discutăm organigrama și organigrama este statul de funcții pe care, normal, fiecare când acum le discutăm și, într-adevăr, fiecare modului cum cunoaște și cât de mult se poate implica, poate ca să vină cu anumite răspunsuri sau întrebări pentru a dezvolta partea normal care îi interesează Consiliul Local. Că tot va aparține Consiliul Local. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tristanu. Cine este pentru? Abține? Abține. Domnul Dăscălescu, domnul Dăscălescu, domnul Dăscălescu, mulțumim. 30 pe. Trecem la proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al adunării generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, din partea Unității Administrativ-Teritoriale Mândura, inițiator primar Costra Șordache. Domnul primar? La solicitarea ATIS am inițiat acest proiect de hotărâre pentru desemnarea unui persoane de rezervă în condiții din care persoana desemnată de dumneavoastră, după ce vă nu vă reprezinte acolo, nu poate să participe la astfel de ședință. Am
trecut eu aici, am declarat peste două luni, zic eu, și ei sunt acasă. Și să subliniez aici, domnul primar, că din partea unității administrative teritoriale Măura. Da, poate Măura, da, sigur. Da? Nu, ca să nu existe... Da, da. Aprobarea de o aparține din lumea voastră. Da. Domnul Dalal? Păi, dacă solicitarea a venit din partea... Adis. Au venit expresul, dacă nu este așa, sau au zis că solicităm că avem la Consiliul Local să... Au foarte multe situații în care nu sunt vor prezenta titularii. Am înțeles. La ședință. La fost doar urmă. Dar sunt persoană care poate să vină. Și de ce nu supuneți la vot? Poate vrea un consilier. Domnul Dalal, poate un consilier să reprezintă mai bine interesele. Bine, dar nu sunt eu. Din partea unității administrative teritoriale. Nu, nu, nici. Poate, doar primării. Dar poate că nu-i făcut cu o venită adresă. Din partea unii, nu mai știu că spune. Din partea ori primarul, ori viceprimarul, ori cineva din afara care poate să le audă să le prezintă. În aparatul administrativ. Că n-aș avea o problemă, dar eram la afara asta. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Cine este pentru? Abțineri? Domnul Dalal și domnul Dumnezeu. Mulțumim. Trecem la proiectul cu numărul 5 de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din Comuna Măura de la SC del Gaz Grid S.A. Inițiator, președinte Marcos Crașiota. Cine se scrie la discuție? Domnul Berușcă? O să vă spună domnul primar. Da, trecut ca să... Trecerea sistemului de luna public de la Deltas, de la Eon, la Părerea Măgura, la Comuna Măgura, cea care, de fapt, o și intențin și o exploatează. Până la urmă, o scarifiază de lucruri. Noi intreținim, noi plătim doar cheltuielile cu mentenanța și este în custodia Eon. Majoritatea comunilor procedează așa și eu am zis că e bine să luăm, ca să putem eventual să-l și modernizăm, să fie a nostru, să nu mai avem probleme. Pentru că avem de ani de zile că solicităm din partea dumneavoastră să ne predea instalația. Urmă negocierilor care s-au făcut cu dumneavoastră, desemnat acum domnul vice, am ajuns la o sumă, zic eu, destul de rezonabil, 2000 de lei plus TVA, care este foarte bine. 2000 de lei. Adică e mai mult o sumă simbolică, ca să spun. Nu 2 miliarde, noi am avut o discuție. 2 miliarde, da, am avut rangul... Și la seara era o discuție în timp, ședința de comisie și așa, băi... Erau materiale care erau, vorba de 5 lăni, care erau trecut de la... Da, bine, avea un domnul vice, vă rog, vreau să facă cumva de... Domnul vice, vă rog. Da, era vorba de 5 lăni din 83, care au fost trecut de la preț de fier vechi, plus cele 3 unghi de aprindere. S-a plecat de la o sumă de 3.000 de lei la negociere. Eu am propus 15.000 de lei și s-a ajuns la sumă negociată, în procesul verbal de negociere, la suma de 2.000 de lei. Și numai domnul Dalal? Domnul Berușu. A, nu crezi că o termina domnul Berușu. Domnul Berușu. N-am spus nimic. Eu n-am așteptat nimic în primar. Nu vreau să îndemnesc la... Vesional, dacă vorbesc cu primul domnul Brânză. Haideți să lăsăm pe domnul Berușcă, care avea vorbit. De obicei, această preluare a iluminatului public se face când se face, se demarează un proiect pentru modernizarea iluminatului. Și vă întreb dacă aveți în plan lucrul ăsta să-l faceți pe o axă de finanțare sau la bugetul local? Deocamdată trebuie un sistem. Domnul președinte, am o secundă ca la alcă experiment. Nu de altă dată, poate reușim să facem și economii la bugetul local, să nu mai cheltuim atât de mulți bani cu reparațiile iluminatului public. Și să vreau să vă amintesc că v-am depus o adresă acum vreo 3 luni de zile, așa, pentru să prezentați cheltuielile cu mentenanța iluminatului și a promis. Poate, da, poate totuși reușiți să o puneți la dispoziție. Dacă e nevoie, mai facem cu adresă, nu pricep. Da, faceți, cred că adresă. Nu, dar e, nu ideal, nu știți ce că... Așa că noi vă lăutați. În anii care dumneavoastră, din care sunteți primar și am avut acces la cheltuieli, am constatat că s-au cheltuit cel puțin 60-70.000 de lei cu întreținerea iluminatului public. Fiecare an vorbesc de întreținere. Nu vorbim de cheltuielile cu... Nu cred că am ajuns la
asumați. Posibil. Nu, se și zic că, în caz mai degrabă, ne apucăm, schimbăm iluminatul tot ca să avem garanții și să nu mai cheltuim banii ăștia. Și cu siguranță vom consuma și mai puțin energie electrică. Domnule Rușu, deocamdată ne ocupăm, nu facem pași în sensul ăsta, ne ocupăm de preluarea sistemului. Nu, ați făcut un lucru foarte bun, ăsta e regulă. Sistemul de un public și vom vedea pe viitor ce măsuri vom lua și vis-a-vis de implementarea unui proiect de iluminatul public în comunal Mădura. Am mai avut discuții și anterior. Eu zic că vom demara așa aici un proiect. Dar deocamdată să facem ceea ce trebuie de făcut și preluăm sistemul ăla. Mulțumim frumos, domnul Cavale era la rând, pentru domnul Treistaru. Mulțumesc. Doamnelor, vreau să vă atrag atenție că noi avem un sistem iluminat pe care s-a săcat. Motiv pentru care preluarea lui înseamnă orice reparație de acum încolo, care după ce l-am preluat, o să cadă în sarcină Consiliul Local. Acest, în afară de satul nou acolo, vedeți, fac toți stâlpii, nu și au o vechime de nu știu câți ani. Probabil nu s-a mai făcut. Iar eu este bucuros să preluăm noi acolo, pentru că nu mai este obligat el să repare. Eu aș fi văzut că pe această preluare este benefică dacă aș fi avut un proiect în care să european, un proiect prin PNDL, un proiect care să schimbăm tot sistemul, adică să-l facem așa și atunci, zici, doamne, e necesar imperios să priei acest sistem. În absența unui astfel de proiect acolo, eu cred că este o decizie foastră și este o chestie făcuoasă pentru Comuna Mădura și pentru locuitorii ei, să știți. Mulțumim, domnul Dalal. Domnul colonel, domnul Delușcă. Pentru doamna secretar am întrebare. Dacă în comisia de negociere am o rundă de gradul 2, pot vota? Ai unde? Mai gradul 2. Mai gradul 2. Mai gradul 2. Ar trebui să fim un pic atenți la aspectul de genul ăsta. Am zis, dragi domnul Dăsărescu, s-a acționat foarte bine. Dar ar trebui la începutul ședinței sau prezentarea proiectului să anunțăm un lucru ăsta. Dacă se scuzați, sunteți rudă sau, eu știu, afin cu cineva dintr-o comisie din negocieri sau în orice situație, ar fi bine să anunțați sau abțineți, pentru că vedeți cu dați în loc singur. Domnul Veruș, îmi cer scuze, era domnul Treistaru și domnul Treistaru. Eu zic că, din punctul meu de vedere, și da, și nu. Aș fi și contra, și să accept. De ce că vreau zic? Într-adevăr, instalația ne va reveni nouă, dar, indiferent, oricum, tot noi făceam reparații. Iar lucrul care ar fi cel mai plauzibil sau cel mai apropiat de partea de a ajuta comunitatea, prin a nu mai cheltui bani. Și atunci consider că proiectul pe care eu l-am făcut în 2016, pe care l-am făcut pentru ca să ușurăm, adică ca să nu mai cheltuim bani pe mentenanță și pe întreținere, ci prin consumul lămpilor, care aducea un beneficiu Consiliului Local, cred că este bine ca să acceptăm, iar pe partea cealaltă, consider că dacă în 2016 era spre finalul mandatului, nu am vrut ca să mi se accepte, o spus că am făcut cam mult și nu mai are rost să mai fac și lucrul ăla, am reținut exact textual din ședința de atunci, din 2016, nu mă înșală memoria. Așa, eu zic că haideți să punem și proiectul ăla pe care l-am pus și care am văzut că este benefic, să facem și să fie bine pentru toți părinții, pentru toată comunitatea și pentru toți cei care vor beneficia. Vă mulțumesc! Domnul Pompelușca? Aș vrea să dau un răspuns la ambiculeci care s-au învățat. Vă rog frumos, dacă aveți ceva de comentat la diverse. O opinie personală. Aș vrea să fac o completare. Ideea este și să spun colegului Talal. Nu e vorba de stâmpitoare, e vorba doar de niște lămpi care erau în gestiunea E1-ului. Nu, o spun lucrul ăsta ca și completare, că din natura serviciului pe care eram, fac lucrul ăsta când e de fapt primării. Și e vorba doar
faptic că erau la ei în documente acele instalații foarte vechi și când depui pentru pe o axă de finanțare, nu-ți primești documentația dacă nu faci dovada că ești proprietar pe rețeaua respectivă. Că noi, ca și primării, și toate primării de județ, făceau investiții în, pe acele, asta este altă discuție. Iar să-i spun și completare pentru domnul Trestaru. Rețeaua înseamnă stâng, Vă rog, bine, dar ăla au fost principal la 5. Nu pot ca să răspundeți chiar așa. Deci, dacă cineva a avut o idee, eu îi respect. Dar eu dacă am făcut lucrul ăsta, nu l-am menționat, că nu am nevoie nici de primar, nici de nimic. Eu am venit cu mențiunea că am făcut, intenția mea a fost... Și nu a fost, fost aprobată de către Consiliul Local. Asta nu. Consiliul Local, la timpul respectiv. Dar n-am venit cu mențiunea că este, am spus că e ceva benefic și eu sunt de acord cu ceea ce s-a discutat. Mulțumesc. Mulțumim, domnul primar. Cine este de acord? Abțineri? Domnul Taloș și domnul Miță. Mulțumim frumos. Trecem la proiectul numărul 6, care este suplimentar pe ordinea de zi. A trecut și de acceptarea voastră, privind rectificarea numărului bugetul. Am rugăminte de la dumneavoastră, păstrați un pic liniște ca să terminăm. Privind rectificarea numărul 1 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Comunei Măgura, județul Bacău. Domnul primar, să ne spuneți. Domnul, este o rectificare, să spunem așa, prima pe anul acesta, pe pozitiv. Avem sume venite de la firme, cheltuieli pe care le-am făcut noi pentru domeniul cultural și pentru proiectul din satul Nou Crian, cheltuieli cu proiectarii, cu studii, cu ce am făcut acolo și acum ne vin banii înapoi, așa cum discutam și la întocmirea bugetului. Avem 600 de milioane, da, 600 și ceva de milioane, trebuie să aveți sume dumneavoastră acolo. Și mai avem bani veniți de la MDRAP pentru decontarea cheltuielilor la școala din Crihari, pentru lucrări executate de firma DSC Contact Plus, firma cu care avem contract acolo. Banii care trebuie rectificat, puși în buget și mă gândesc eu că suma de 60.000 de lei venită, 60.000 de la fir, s-o dirijăm către CAS. Către Gaz, Crihan și Deau Mare, ne apropiem cu HPS de semnarea contractului cu Delgazul. În data de 24 a fost ședință de CTE la Târgu Mureș și a fost acceptată hotărârea pe care am trimis-o noi privind acceptarea propunerii de către Delgaz, s-a trecut și de CTE-ul. Urmează să semnăm contractul, cred că mâine sau cel târziu, luni, marți, săptămâna care vine, avem și contractul cu Delgazul pentru demarare lucrărilor. Dacă suntem pregătiți cu banii, putem să începem lucrările cu Deau Mare și cu Crihan. E un lucru bun și mă gândesc să punem mânuțe acolo cu cofinanțarea dumneavoastră și cu 2 miliarde cât avem noi acum, cred că putem să ne apucăm într-o oarecare măsură de, să zicem, de Deau Mare. Sau de Armanul să băgăm conducta de gaze, măcar pe Armanul să putem pune asfaltul pentru că văd că sunt tot felul de nevoi, de ce nu se întâmplă pe Armanul? Nu se întâmplă pe Armanul pentru că nu se poate. Și eu mi-aș fi dorit să încep, de exemplu, cu Armanul, da? Pentru că chiar în zona respectivă nu s-au făcut niciun fel de lucrări. Dar cum putem noi cu aici să punem asfalt acolo? Să punem asfalt pentru că nu avem rețeaua de gaze, nu avem apă canal. Să lăsăm apă canal, când mai se vină. Dar măcar rețeaua de gaze, să o montăm înainte de așternerea cuvântului asfaltic acolo. Și zic eu, okay, bine, suma s-o prindim la gaze și să poți să ne orientăm. După aia, până să începem lucrările, să vedem ce și cum. Facem, cum o să ne dea acordul și Delgazul pentru Dealul Mare, să vedem dacă o să ne dea din la început, pentru că este vorba de presiunea la DM11 aici. Nu știu, poate o să trebuiască să facem și jocțiunea cu Pădureniu, dar asta vom vedea exact de soluția pe care ne-o dă dumneavoastră. E bine, spune bănuțe acolo, e propunerea mea și chiar v-a ajutat.
Aici este și completarea listei de investiții, nu? Nu e completarea listei, e completarea subilor listei de investiții la capitolul gaze, extindere de gaze, sale de prihar și de aubani. Aici este modificarea listei de investiții, de asta. La articolul 2. Se modifică, da, lista de investiții avem prin SOS 8, da? Motivul. Nu, avem nicio poziție nouă. Da, deci nu este nicio poziție nouă. Nu este nicio poziție nouă. Da. Am avut 135.000 de lei prin anterior și cu suma de astăzi se face 200. Avem cofinanțarea în valoare de aproape 4 miliarde de lei. În urma licitației vom vedea câteva rămâne și cu ce avem noi, cu ce mai folosim din partea de cofinanțare de la dumneavoastră. Dar ne putem apuca de un consum de gaz. Cam asta e propunerea mea. Acum, domnul Treștar, deci, și pe urmă, domnul Talar, gândirea de acestea la adica identică cu ceea ce normal gândit sunt anterior și cu mult timp înainte. Atâta timp cât am punut în banii ăștia foarte bine, eu chiar aș fi de acord ca la rectificarea de buget care se va putea face începând cu luna iunie, dacă orice sumă pe care o găsim, care o putem identifica de la alte capitole care nu se vor cheltui, să mergem spre gaz, pentru că, într-adevăr, nu poți ca să construiești drumul înainte de a face utilitățile. Și asta trebuie să păstrăm, pentru că nu vrem ca alte comuni, cum au făcut și Bălcescu, știu mai mult, la Valea Seacă, vă dau și în altul curs ca să discut. Ca să discut problema asta, dar din experiență și din ceea ce am constatat, nu este normal ca să cheltuim bani înainte, adică pentru ceva care credem că este prioritar, când altceva e mai prioritar decât ceea ce consideră și omul. Omul, din rând, consideră că prioritar e orice în forma lui ce gândește el. Dar dacă noi gândim din punct de vedere tehnic, haideți ca să facem ceea ce trebuie. Și atunci să începem cu începutul, pentru că gazul, canalizare, apă și după asta va veni asfaltul. Mulțumesc! Da, e ordine firească, din păcate se întâmplă și la ora actuală. E bun, îi zic, odată lui să așa că pentru ordine firească să leagă lucruri. Utilitățile, apoi pui asfaltul așa cum sunt situații în care s-au alocat de la guvern bani pentru asfaltări în localitățile nu sunt utilități. Da. Noi nu criticăm aici, ne facem treaba noastră și uităm în lucrurile noastre. Da. Domnul Talal, este foarte bine venită această recriticare, numai parlamentarii de cam este amendamente. Vă rog, domn primar, data viitoare, sau doamna, contare, contare, să o rectificare, să faceți pe sume, adică să faceți mai multe proiecte, nu una așa, poate eu sunt împotriva unei, să spunem, aici, mai așa, de propune, și atât mai multe variante. Nu, pentru finanțarea programului, nu știu, la care o hotărâre, care s-ar ducea ca unul să fie de acord cu nouă și să voteze împotrivă, pentru că nu este... Banii nu fiind de acord, de la care... Înțeles că vine, da. Înțeles că vine. Nu că vine, dar când îi puneți, banii vin și mai pleacă. Dacă, să spuneți, 20 de lei pleacă la creierul cultural, și mai timp sunt de acord. Poți banii care au venit domnul Talal, pleacă la gazii, îi mai ținem, mai repede. În situația de față. Păi, dar se pleacă și la școală. Da, pentru că asta e destinație specială. Noi am voie să facem cu toate. Am înțeles. De asta sunt... Vreau să le faceți două. Dar nu sunt fac separat. Adică sunt investiții astea. Adică îți bani însă... Funcționează așa. Pe PDAP, pe fonduri guvernamentale, constructorul, când ajunge într-o anumită fază, îl face și face devizii lucrări, de prezență, da? Noi înaintăm către București, către Ministerul Dezvoltării, când am luat la probă, ce face de contare? Noi vreau bani veniți în decontare, pe lucrări efectuate la școala privată, care noi identificăm, noi băgăm buget și plătim către dirijentul universității. Este peste asta, cu care este simțită. S-a auzit și se știe că s-a făcut înainte, când era primarul Palaleu, o expertiză tehnică legată de Caminul Cultural și această expertiză a spus că nu se poate face modernizare sau nu știu, pentru că a reieșit din acea expertiză voastră, poate care a fost în trecut, poate știți, mai bine, domn primar sau domn domnul. Și au zis că nu se poate face investiții.
Asta acum nu știu câți ani, când a fost domnul Palani primar, deci s-a făcut expertiză și a spus că nu, nu-i bun, trebuie de rămas. Acum noi facem, am făcut alte expertize. La renovare, să spun, și acum se poate face renovare. Da, da. Expertiză tehnică, dacă e bun sau nu e bun, e bun. Deci nu mai știu poate renovarea asta, dar eu nu am fost în așa. Acum noi băgam niște bani și dacă Doamne ferește, adică cred că aveți o expertiză pe care... Sincer, domnul Talar, și eu mi-aș dori ca Uniunea Europeană, la fondurile de jachii la Uniunea Europeană, să fie mai bine gândire. Adică 500.000 de euro de alocat pentru renovarea căminului cultural, dar ar fi foarte bine la construirea unui nou cămin cultural. Dar după care nu se întâmplă așa, așa s-a lucrat, așa s-a luptat. Așa au primit toate comunii care au accesat pe construirea asta. Deci nu sunt la o pagină cu construcții noi, dacă vorbim de cămini culturale, de domnul primar, dar cred că sunt oameni avizați care să vină să facă expertiză. Dar expertiză clar avem acolo. Nu facă banii respectivi pentru construcții care este un știu că proiectul din 2009, dacă vorbim cu asta, 3-2-2, vreta domnului Palate, nu a avut nicio... Nu a avut expertiză, dar nu mi-am inteles, poți respira, ca să spun așa, vreau să aviți negativ de la AFIR, prin considerentul că un obiectiv din cele componente ale proiectului nu ar fi corespundător. Nu știu, adică vă dați seama dacă... Acum, bărfa funcționează, știți, Audi 1, mai spune. Am înțeles. Chiar nu. Ideea este felul următor. Noi trebuie să votăm. Dacă a existat această expertiză și au zis că nu se poate construi și acum avem alta expertiză care spune că putem construi. Deci avem expertiză acolo, am făcut săpături la fundații, dacă despre asta vorbiți, făcut cu excavatorul, cu experți au fost, da, dați seama, chiar nu pot să mă exprim eu în nume din un expert care își construi exact ce face. Poate nu fac, dar e clar, treaba, nu stăm dacă... Asta e parte tehnică. Da, exact, parte tehnică. Dar e parte tehnică. Și știți, bă. Mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul colonel? Domnul primar, vă rog. Doamna secretar, din păcate, noi am aprobat în Consiliul Local anumite măsuri privind desfășurarea ședințelor și am stabilit atunci, după un acord cu toți, sau mă rog, marea majoritate, să acordăm mai mare atenție ședințelor pe comisie. Eu văd că discutăm aici niște chestiuni care ar fi trebuit lămurite pe în ședința pe comisie, domnul primar. Deci nu vă supărați, dar nu mi se pare corect ca să vin la ședință și să-mi deschideți dumneavoastră capul cu niște chestiuni pe care eu, ca și consilier, ar fi trebuit să le studiez, că am primit materialele, și care aș fi avut posibilitatea, dacă n-aș fi înțeles anumite aspecte, să mă adresez primar, viceprimar, secretar, plus ședința pe comisie. Adică, am stabilit de la bun început că condiții așa cum sunt în sala asta, și aici fac o paranteză, nu mai putem trăi în halul ăsta fără aer condiționat. Da. Nu se poate. Deci trebuie... Mă uitam la femeia asta care, hai să fiu serios, și creierul unei primării, băi, acolo nu se poate lucra în birou. Nu știu ce-am deschis aia, acolo nu se poate lucra fără aer condiționat. Trebuie un aer condiționat aici, unde ne ținem noi ședința. Și vedeți birourile, că chiar nu se poate. Deci, aerul condițional la ora actuală nu mai este un lux. Deci, vă rog frumos. Deci, rugămintea mea, haideți să facem un efort, domnule. Sunt probleme nelămurite. Avem telefoane, avem mail-uri, avem ședințe pe comisie, avem personalul din primărie care ne stă la dispoziție. Venim în ședință să învățăm ABC-ul proiectelor din hotărâri. Nu mi se pare corect. Da. Atât, mulțumesc. Mulțumesc, domnul colonel. Haideți să spunem la vot cine este pentru. Abțineri. Împotrivă. Mulțumim frumos. Haideți să, dacă aveți, să adăugați. Mai avem ceva, dacă îmi permiteți. Da, doamna Marcunie, am avut un apropo de asistență socială de prezentare unui asistență personal. Vă voi prezenta eu raportul de la asistență socială cu privire la asistenții personali. Adică ce număr avem, câți indemnizați și media, direct. Deci, ca medie pe asistenți personali avem 11. Vă rog frumos să păstrați liniștea.
Deci avem 11 asistenți, ca medie, 4 pe minori, 7 pe majori, asta este media pe semestru 1. 37 de indemnizații au fost, dar între timp au rămas doar 33, că au mai decedat câțiva dintre dumnealor. Iar din beneficiari și ca sumă totală a indemnizațiilor plătite și asistenți, avem aproximativ 440.000 de lei pe primul semestru al anului 2019. Cam astea sunt cheltuielile cu asistența socială. 440.000? Da, 440.000 cu asistenții personali și persoanele cu... care sunt obligații legale care nu pot fi îndrădite. Vă pot pune la dispoziție, eu vă fi după raport. Super modificări. Mai necedat. Cam asta. Dacă mai se întrebeci la diversi. Să intervine la diversi. Mulțumesc. La diversi, da? Domnul Colonera, domnul Niță, domnul Marco, domnul Vali. Domnul Beluș. Domnul Beluș. Domnul Beluș. Votați așa cum vreau să nu fie... Domnul Bolonier. Stimați colegi, am mai multe probleme, dar prima problemă care vreau să, să fac, vreau să, să-mi cer iertare pentru ieșirea care am avut-o din Iauri, să-mi cer iertare și față de domnul Talau, mai ales că înainte de ședință i-am promis că azi n-am nimic cu dânsul. În plus de asta, aș fi avut o problemă, aș fi avut o problemă cu domnul Berușcă, dar spre rușinea mea n-am citit cu punct și virgulă ce a postat și mi-a demonstrat că dacă citește ad literam ce a postat, are dreptate. Deci poate și... M-am lăbărit, am tăcut, nu, n-am mai zis nimic. Ok. Domnule, am la dumneavoastră două probleme și după care, dacă va fi cazul, o să continui. Prima. Vă rog să ne lămuriți ce cu sesiunea asta de distribuire masivă de fonduri la care n-ați participat, că s-a desfătut în spațiul public din manuscrat. Așa, și doi, să ne prezentați pe scurt, dacă se poate, activitatea ISU și în special a voluntarilor la evenimentul care am avut. Atât. Aștept. Mulțumesc. Bun. Așa, vă rog și prima întrebare referitor la discuțiile din spațiul public, privind sesiunea cu alo primăria Trezirea, ceva de genul, am văzut și eu, acum asortez. Noi nici n-am dormit, am fost cu vigilența... Am fost vigilenți vis-a-vis de, de alocarea de fonduri prin guvernamentale, cred că vorbim de de asta care are numele național, suveran, prin prognoză. Da, Comisia Națională de Prognoză și Prognoză de Investiții. Da, noi am depus printre... Că și noi scris, că documentația acolo, din punct de vedere legal, solicitarea o putem face doar în fază de autorizație de construire. Dumneavoastră cunoașteți că autorizația de construire pentru lucrări majore, mai mult decât excedentul bugetar, așa cum este avem drumul în execuție. Și am depus la Institutul Național de Prognoză, doamnă, Comisia Națională de Prognoză. Așa, are de un medie calificată. Am depus încă din luna mai documentația acolo pentru alocarea de fonduri, pentru rest de executat la drumul, la drumul de Comuna Măgura, între Vilăză și Cotona Manu, așa cum vă spuneam la început, acolo unde avem autorizație de construire. Nu ne-am atamat la gaz și la alte lucrări, pentru că excedentul pe care l-avem noi ne permite. Din suma, din suma totală a proiectului, din, de exemplu, avem 16 miliarde, să vă dau exemplu, 16 miliarde la gaz, da? Întotdeauna se scade excedentul care a fost de 23 miliarde, cred, doamna secretar. Anul trecut, la decembrie 2018.
Deci nu avem, nu avem ce solicita de la capătul. Și atunci am gândit așa că este bine să depunem în fază de autorizație, să depunem rest de executat în valoare de 47 de miliarde la drumurile din Comuna Mocă. Și zic că e o chestie super tare, dacă ne reușește și eu sper, am depus documentația așa cum este solicitarea, așa cum solicită timpul și așteptăm să se facă evaluarea. Nu dormim, cred că ați fi putut, domnule Beruș, să ne faceți să mă sunați, să întrebați, da, aș fi avut o problemă să vă dau informația asta. Am văzut că faceți și vreau să o propuneri, sincer, e un pic cam populist, așa, nu vă supărați că vă spun aici de ea. Dar nu prea stă în picioare să ne apucăm să facem solicitare de fonduri pentru toate drumurile din Comuna Mocă. Știi, vă dau de drumuri acolo, să avem pretenții de la statistică, o să-mi dea bani de ei, de-a mare, Neva-Bac, Valea Măgurii, Socotol, Crihan și toate străduții care avem Comuna Mocă. Eu nu cred în așa ceva. Eu sunt om realist, nu cred în așa ceva. Din o astfel de solicitare nu avea transport din spune. Sunt mulți kilometri. Dacă ne gândim la nivelul întregii țări, pe dar cine a inventat fondul ăsta acum, peste noapte, să dea pentru toată lumea asfalt, vrând, nevrând și pe toate părți? Nu, nu cred. Eu cred că este bine că ne-am încadrat și ne-am înscris așa. Dacă ne reușești cu proiectul ăsta, este super. Mă repet, să depune doar în variante de autorizație de construire. S-au mai schimbat. Domnul, vă rog. Domnul primar, nu are o întrebare de la mine și după aia termin eu. O întrebare de la dumneavoastră. Da, voluntari nu au fost. Asta e adevărul. Nu ne-am văzut. Domnul, deci, pe asta a spus mai departe. Acolo ne-am împărțit acelui, la deal la bani, fiecare cum am putut împreună. Eu i-am văzut pe ea pe care i-a dus dumneavoastră, pentru că am fost împreună. Da. Dar e și o situație care se explică. Cei care sunt voluntari au și probleme. Dar asta nu înseamnă că ceilalți și-au făcut treaba. Nu sunt în solidar cu noi. Trebuie să revizuim, să ne prezintim Bucurel, tabelul aici, să vedem care sunt voluntari, adevărați voluntari, nu voluntari din tabel, voluntari din teren. Și să vedem, ăla mai rămâne, ăla nu mai rămâne. Pentru că bazăm pe ei și ar fi poate alți oameni care ar putea să facem treaba. Chiar cuvântul voluntariat, asta nu implică obligații din partea lui, deși nu știu ce beneficii au voluntarii la ora asta. Au să fie ceva care sunt în teren dinlocuit. Și asigurare. Au, doamna. Sunt niște beneficii. Echivalența între medici și ceva. O să continui, da? Da. De ce v-am pus întrebarea asta, domnule? De fapt, cele două întrebări. Pentru că am rămas și eu surprins că sunt și o consilier de ceva ani, dar, sincer, n-am găsit niciodată bani pe undeva ca să-i aduc în primărie. Și l-aș ruga pe domnul Beruș că să nu mai arunce petarde din astea, că nu sunt la locul lor. Eu, noi toți, domnul Beruș, toți care suntem aici am făcut campanie. Fie titular, fie în echipă. Nu prea dă bine. Dacă visați deja că sunteți primar, viceprimar și țineți pe linia asta, nu e bine. Ascultați-o om mai în vârstă. Dacă vreți. Dacă nu, nu mă deranjează. Vă răspund acum asta la... Nu e nevoie. Chiar nu e nevoie. Dacă vreți, sigur, de un sfat, bine. Dacă nu e problema. Dar eu n-am aruncat pe tare. Iar problema cu situația care a fost... Răspundeți la cuvânt și răspundeți cuvântul. Știți de ce eram întrebat? Sunt atâtea discuții pe tema voluntarilor ăștia și abia așteaptă lumea să vadă că ei nu acționează atunci când e nevoie. Asta e problema. Nu că m-ar deranja pe mine că este Ionescu să ocupesc un voluntar și bine are asigurare și beneficiază nu știu ce. Bine, dar atunci când e nevoie să vadă prezența lor. Eu nu știu, Bucurel a fost prezent în final? Da, da, da. Atât, vă mulțumesc. Colonel Dumnulință? Probleme ar fi mai multe, dar cea mai importantă vrea să vă aduc la cunoștință. Știți foarte bine problema alimentării cu apă în Dealul Mare. Din începutul lunii au fost probleme, mai bine și luna trecută au început problemele. Vă rog să-mi dați o explicație plauzibilă, să știm ce să le spunem la oameni. Eu nu știu cum să mai încerc să liniștesc. Ne mulțumim, mi se poate. Eu știu că te-am ascultat, domnul Dumnulință.
Și o rezolvare eventuală? Am o rezolvare. Asta nu vreau să știți. Am discutat îndelung din magazinarea care n-am, pe care n-am ajuns să o faci niciodată. Din vari motive. La o vreme nu s-a făcut, nu a spus, a făcut. Când ne-am dorit noi atât de ajutor, n-am găsit înțelegerii la vecinul nostru la vizii sau dacă am găsit la o parte din la domnul primar, n-am găsit prin alte epii la Consiliu. Și n-am reușit să achiziționăm pe el, să facem o magazinare acolo unde ne-am dorit. Am găsit în schimb soluții, alte decât în magazinare, cu o stație hidrofor, așa cum avem în Pripii. Am făcut deja anual legătura cu o firmă care urmează să ne prezinte luni, marți, cel târziu, săptămâna care vine, exact o variantă de lucru pentru, special pentru Deaul Mare și pentru Cotrinate. Adică, exact cum este întrebii la locuri, avem o stație de locuri, sunt presiunea în permanență pe sistemul ăsta, avem și pentru Deaul Mare. Săptămâna care vine cel târziu marți, o să avem pe masă exact varianta pe care o ține firmă, persoana cu care au la legătura de la o firmă de specialitate. Și pentru că o să demarăm imediat lucrările, pentru că nu merge. Trebuie să renunțăm clar la bazinul pe care îl avem acolo. Nici nu ne ajută, nici nu vreau să mă gândesc la varianta actuală, să mai putem perpetuare să funcționăm în continuare așa. De a făcut cu vacașa, acum ține foarte mult și de achiziționarea terenului din lângă bazin. Și din cota indivisă de la drum, pentru că va trebui să executăm întregul drumul care merge către bazin și la bazin acolo, la magazinare de pe la parcul Pii. Documentația este deja la notar. Cred că astăzi n-am reușit să trec, pentru că am foarte multă treabă și cu comisia de evaluare. Dar mâine dimineață am să trec la notar să vedem dacă sunt gata actele, să putem achiziționa terenul, să-l tabulăm și să ne apucăm de lucrări pe zona aia. Ceea ce spuneți dumneavoastră, scuzați. Vreți chestii de durată. Ce face cu anulatele momentului? Domnul Nusă. Dar care e explicația totuși? De cine există debit? Cum a fost măcar cu programat? Să le dăm două ori pe zi măcar? Sau nu se poate face? Nu a fost niciodată un program. Nu știți cum ține foarte mult și vremea asta se ce pasă. Oamenii nu înțeleg. Deci oamenii nu înțeleg. Nu înțeleg că apa este pentru consum propriu, pentru uz propriu, nu pentru o dată în grădină, nu pentru asta. Oamenii nu înțeleg, nu au noțiunea asta. Adică el nu se gândește că Valeriu când iau mare suferă, dacă nu e bine și face baltă în grădină, atunci e fericit. Asta e, de fapt, problema care e. Și probabil că nu fac că nu mă feresc o scopi, prezuieți la apă. Adică la 30 și ceva, prețul la un sfert de bidon de bere din 2 litri. Așa, am așa ferit, adică 4 litri. Nu e o problemă să o vedeți. Pentru că o spui ca doar eu plătesc, nu am o problemă și atunci. Da. Vom vedea. Eu zic că o scoate la capăt și cu asta. Cui spuneți? Ce-ți vă spun mai mult? Îmi sper să înțeleagă și oamenii. Trece ceva? Nu. Nu, categoric nu. Din datorii. Se lucrează din intens la problemă, nu. Deci luna viitoare să... Da, eu așa zic, dar am terminat și așa avem sistemul montat și situația reprezentată. Într-o singura problemă, bazinul ăla și cu... care nu e nimic capacitatea, ai 20 de tone. 20 de tone, care ține și platoul. Care ține dealul mare și platoul. Nu e numai dealul mare, dacă ar fi numai dealul mare, de ceva. Deci, mulțumim, domnul primar, domnuliță, mulțumim, domnul Mare. Da, după cum știți, s-au și probleme pe drumurile de asfaltare. Sunt probleme care au apărut acum pe parcurs. Suntem o 20 de familii care ne afectează direct acolo și trebuie să ne ținem de ei să-și reglementeze, pentru că constructul dă vina pe proiectant, proiectantul pe studiu și tot așa. Sunt bani care se investesc și se investesc în buzunarul nostru și trebuie avut și grijă de lucrurile care se execută. Vă aș vrea să... Sigur, cu șase câte. Eu nu știu, cunosc problema la dumneavoastră acolo, să ieși un pic în... Nu numai dumneavoastră, toate familii din partea de la... Asta am zis, sunt 20 familii. Sunteți clar în dezavantaj acolo, dar doi elevului. Nu există o problemă, să știți, nici la constructor, nici la proiectant. Urma să ajungă domnul Popoța, am văzut cum a ajuns, venit de la Zălim. Așa pot discuta și cu dumneavoastră, ați vorbit și dumneavoastră. Trebuie să ajunge la în 2-3 ceasuri, plecați, cred că acum 2 ori plecați de Zălim, spunea dumneavoastră, ar trebui să ajungă.
Și să mergem în zonă să vedem despre ce vorba. Nu cred că au greșit niciunul. Ce au luat de bază exact ceea ce vă spuneam, țin foarte mult la zestea lumului, care e o compactare naturală și nu pot trebui foarte mult de vreme. Atunci orice zăpătură mai adâncă și urăturare, deci presupune mult avansare. Dar discutăm cu dumneavoastră, vedem ce presupune. Da, e știută deja, să lucrează pe altă zonă, mi-a luat zona dumneavoastră acolo, să vină proiectantul și cu consultul să găsească soluții. Da, mulțumim. Mulțumim, domnul Mali. Două probleme am. Una, gunoiul, care e format din două ansamble, menajer și peturi. Mi se pare, în 2019, când discutăm de aproape la o ședință de salubritate și de taxe și stăm să ne rugăm cu săptămâni să-i se ia pieturile de acolo. Da. Eu știu că acum asta e probleme, dar problema e de o săptămână cu o inundație. Da, problema asta e vechi. Dar trebuie să sunăm noi la Soma, mi se pare normal. Eu să vin în seara acasă, nu să-mi văd de altă temă, să strâng pietru cu vădru pânt. De cuvântul meu, dar nu înțelegem. Discutăm de container și discutăm tot felul de avioane aici. Vind asfaltul, s-a bunut foarte mult. Asta e până la urmă, e rezultatul faptului civilizației de care l-au văzut la toamne acolo. Omul și-a duce pietul la locul de sedat. Da. Nu are o problemă să facă. Nu la rând, nu îl abandonează. Vreau să faci o discuție destul de amplă ca să vin odată pe săptămână la loc. Dom'le, suntem 100 și ceva de familie. Nu putem sta într-un țar cu el. Domnul Vici, vă rog, este mai bine. Țin legătura cu oamenii. Domnul Vici, sună domnul Vici, vă dau o fotografie. Domnul Vici, ai știu. La acolo, chiar nu se face așa, nu te gândi. Adică, domnul Vici, acum o să-mi spun o chestie, că nu știu la televizor, că nu mergem mașina. Dar nu-i cum să vedem. Da, asta e realitatea să știți. Păi, ce se face? Luați sacul de acolo, nu mai fi ce să mai fi civilizat. În loc de acolo, scăcate. Domnul Chelaru, am găsit și eu, m-am găsat de variante, mai nu și altă firmă, o mai găsit dumneavoastră, un tope, vinul și ia, din pietrele lor. Domnul primar, să nu e în bismor fort, vă dați. Poți ca șordache, nu vine să ne ia pietul de acolo. Eu vă spun, nu mai puneți țaracă acolo. Hai, nu o să păi, dar nu se păi, ce se poate? Trebuia să mai ducim un loc, nu-și mă gândesc. Păi, și nu se poate, mai să facem circ acolo, că nu poate să o amază cu ceva. Domnul primar, gata, nu să fie intervenat. Adevărul, dacă mi-e identificat în niște alte teren de amplasare a stelajului astea, dă foarte rău, la drumul principal stai cu ăla, vine vântul. Vine de aduc cu anumite și alte plasticuri, acum m-am plecat. Aici ați de educație. Ați de educație, dar nu, și dă foarte rău. Aici, la intrare, mă gura la fel. Pe drumul principal de al mare la fel. O să o creează mai mare mizerie în jurul lor decât o poletare organizată. Deci nu se poate așa. Trebuie identificat de alte terenuri. Hai să vă rog frumos să nu facem dialog. Nu-i alegul chestia asta. Dar domnul Vici, vă rog frumos să identificați situația în care se întâmplă. Ca formă de organizare acolo pe la blocuri, dânsii sunt foarte curați și ordoniți. Nu mă simt vinovat, nici nu mă disculp în fața dumneavoastră. Nu, puteți să-mi aduceți acuze. Știu ce lobby am făcut. Numai târziu de ieri mi-a trimis mașină. Acea mașină trebuia ca să ajungă la mine și la celelalte 22 de comuni. Eu când l-am prins la mână aici, el a venit cu hârtia când am călcat prima mașină să-i semnez. Bă, nu ți-o semnez. Păi nu faci comuna curată. Aoleu! Păi zice, nu pot să mă duc în stație, zic Petrule, că nu îl primește, dar nu pui ștampila, că vin de la dumneavoastră, nu-i nimic. Îl sun pe șeful lui pe Boca și spun, domnul Boca, dacă mașina asta nu se întoarce la mine, că nu luați la dumneavoastră. Iar aici în față, nu luați nici aici. Să-mi facă blocurile. Nu pentru că ar fi prioritar blocurile. Dați-mi și eu, unde văd că e curat, să-mi ia înțeleg măcar acolo curat. Nu fac niciun efort pentru asta. Le-am dat cu mii de telefoane. Până ei mi-au spus că au făcut mașina o săptămână și ceva. Le-am dat soluții. Închiriați în altă parte. Pentru că ai venit la mine, în gândul de sarcini și mi-ai spus că ai putut să-mi faci treaba. Și nu a câștigat altă firmă care putea ca... Deci eu am discuții din doctor dumneavoastră. Cel mai incomod, viceprimar, cred că pentru ei. Deci eu țin să-mi fac treaba. Și o să-mi fie la mine. Și eu nu pot renunța la el, acum faza asta. N-am cu cine nu. Dar este o soluție, eu știu care e soluția. Să am eu undeva spațiu de depozitare, să-mi transform eu serviciul de gospodărire comunală și locativă în colector de deșeuri de astea, să le iau, să le magazinez în saci, să le duc undeva. Dar îmi permit, mai o secundă, domnul Valentin, nu-mi permit la ora asta ca eu să folosesc forța de muncă pe care o am și cu care am multe altele de făcut în comună ca să-i fac treaba cu somnul. Eu, pe speța asta,
doamna secretar este aici, i-am făcut câteva întâmpinări. Și pe gunoi, și pe plastice, pe orice i-am făcut întâmpinări. De ce? Nu mai ținut cu antrepul, este orice, când am văzut că nu-și mai are rost cuvântul și telefonul, am făcut întâmpinări, lucruri pe care ei îl suportă foarte greu, pentru că oamenii nu-i în licitație și... Că sunt în licitație. Sunt în licitație și astea îi afectează foarte mult. Nu am stat degeaba, dar ușor, pentru că suntem luați în seamă față de alte comune, deci suntem cum suntem. Odată, nu se poate poliția. Nu, domnule, pentru că ei au o singură mașină la 22 de comuni, ca să știți. Am informat și mediul pe chestia asta și mediul știa că au 3-4 mașini. Nu. Lucru care nu este adevărat. Nu putem continua vara, așa la vârstă. Nici o săptămână nu trebuie să umple țară. Voi... Domnul Valentin, dacă mă ascultați, mă la capăt. Eu fac presiuni și mă duc din nou la ei ca să vină să-mi facă. Că modalitatea e tot la mine, că au venit și au strat factura lor pus în dreapta. Am și-o pârghile mele care nu sunt legale. Au stat în dreapta până când mi-au luat. Cum e aia, ce-o semnez. Nu. Așa am lucrat cu ei. Mulțumim. Deci am forțat. Aceeași discuție cu unul. Bine, bine, vă sun. Oricum la asta, pot să vă dau primar. Dar ce mizerii lasă cu ei acolo? Eu nu zic că... Dar la fiecare ședință se promite că merg ceva polițistul local, ba nu știu care e la gospodării, ba viceprimarul. La noi n-ajunge nimeni acolo. Ne-am ajuns la primar, capac, rupt, da? Lăsat acolo. Fac, vine, vine, poți, băi, vii să ne iei sau să pui. Ei ce fac? Iau tombevanile alea, când avem 8 tombevanii, le buzunăresc acolo afară, scot toate și rămân un moment din mizerie acolo, din infecții, din mortăciunii. De zeamă, e normal? Păi cum să fii? Vreau să te mitiți polițistul local, să-l vedem pe la loc. Să stea acolo cu ea, cu polițistul tombevanii. Polițistul local a întâlnit și-a vrut să nu se duce. Domnul viceprimar, eu la stă o ore să încarci 8 tombevanii pentru că le sortează, vă spun eu. Eu nu sunt în mașină, nu știu. A doua chestie. Să vă gândesc pe aia sus, e n-au. Vis-a-vis de pompilierea. Mă înțeleg, a fost o calamitate. Dar mi se pare normal să se ia și apa dacă vin curent, ca să nu se umple cu ăsta. Stăm în 24 de ori fără apă. Dar nu... Și nu? Bună, domnule. Poate o bună, domnule. Păi după ce-o venit curent, o dată un apă. Datorită penii de curent de atunci, nu au mers nici bun, aici mai vorbeam tot vizare de pompe. Deci noi am rămas pe pompă acolo. Nu mai știu cum să ne adresăm. Este un canal acolo de care l-am repede irigație, s-a umplut. Pentru că am rămas pe pompă. E infocat de infecția acolo. Este apa. Stația de la fost acolo. Da, acolo, da. Veniți și vedeți și noastră. Cu cine se discutăm? O să venim acolo. Este apa de acolo. Că nu merg pompe. O problemă, întrebare. Dar și însă acum când vorbește de la cum să bagi canalul tubul ăla? Și era vorbit cu domnul... Domnul se detoriază de astăzi pe zi, pe zi. A vorbit și el cu domnul Cândușoie, spunea într-adevăr că astăzi spune și eu din ce pe alu. Trebuie m-aș din discuția cu dumneavoastră, spunea așa, domnule, eu m-am putat cu domnul și să se face cu ta, fiecare care am stabilit ce și cum, până la sfârșitul 1 iulie ai ți-am putut de acolo. Au demarat deja, au demarat deja acțiunea de achiziția țietului. Deci, scurat un business la noi de 6.30 și, mă rog, au dimensiunea pe diverse prosoane și spune așa că până la sfârșitul lunii, iulie, avem o țeală acolo.
și o corectare ca să definim de asfalt, asfaltul, am adăugat în față, început să asfalt, au fost discuții. Surbe, au fost discuții. 20 de mese. Una la unde... Știu, domnule, știu. Așa? Vorbim de... Mai sus, dar la foto, în față, au început... Vorbim de intervenția API și... Intervenția API. Acum, în interioada care trecut, a fost cu o firmă de, împreună cu constructorul și cu proiectantul, cu o firmă de asigurări, pentru care este asigurată. Și au făcut măsurători, au făcut tot felul de, au luat tot felul de probe și au făcut poze. Au măsurat suprafețele de asfalt afectate și terasamentul unde este distrus. Ideal ar fi fost să nu se întâmple și că puteți cum acum presupune să se intervină asupra asfaltului. Să facă legătura de acolo de la Miculiță, adresarea la Ciocuruc. Am avut acolo jumătate de metru în curții. Eu n-am împozat să dau spate, tot din spate și din față, venitul la mine în curții, toate venitul. Să nu viază, să nu viază la Ivole, în toată continuă cu Ivole, să încep cu carosabile. Nu știu dacă la tehnica acolo, sincer, să nu lucrează cam greu. Da. E în evaluare, este în evaluare situația de acolo, din firma de asigurări. Dar la sfatul se scurpă și... O scoate din nou și eu, domnul să lasă și o răzbrăgem. Mai scoate din nou până la asigurări. Mai după ce vorbesc colegii, vreau și eu. Da, să nu. Domnul Marian? Da, să nu urmăm. Vreau să vă spun și eu, de fapt o știți, discutam de câteva zile cu situația din zona... Aș fi intrat zonul mai cu bază de... Da, dar vreau să spun că e o situație mai prioritară decât cu celelalte probleme. Și este zona unde locuiesc și eu. Adică e o zonă cu expunere la inundație și cu pagă. Poate ar fi ajutorul din paguri comparate cu ce probleme au oamenii în zona, o serviță acolo? Nu, 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 dar nu, nu vreau să fiu compact. Dar corporația ferească Dumnezeu, nu vreau să compact. Nu aștept problema la dumneavoastră acolo. Eu mă gândesc așa, în viitorul apropiat, când vom avea posibilitatea să iei, dar deocamdată o să intervenim acolo și eu la dumneavoastră. Pentru că vine din... și tot mai da, nu știu, trece când de lângă aia. Eu mă gândesc toată zona salpului nou, în bani, să facem șanturi, să stă de-a dea, ca să știu oameni, ca să-mi frumos, și facem șanturi să adică. Din fericire, avem un salpul nou prin anul, să zic așa, o localitate în care arată cumva, într-un fel, cu străzi, la acelată, cu acelată, frumos, cu străzi, dar așa trebuie să măcar să facem și altul astea, ca spre o apa să nu mai... să gândim exact ce sumă, facem un calcul, ce sumă ne-ar trebui să escapăm, să îndepărtăm pământul și să facem traversările alea pe la, la intersecții de drumuri. Să evităm o dată pentru că totdeauna zic eu, deși greu, greu de crezut, banta aia o să ne aducă veșnic acolo, apă și altul. Pentru că înainte vreme pensiile erau orate de acord mețin și acum se arăt lung. Știți și dumneavoastră, suntem și noi cu o familie acolo, care după ani de zile suntem inundați să... Dar fiecare să fie descoperit acum pe toată, pe toată suprafața aici. Nu, vreau să vă spun, că v-ați luat cunoștință de foarte mult timp problema asta. Și știi toată problema. Avem tehnică. O să te ascult, o să spun treaba, lumea de... Domnul Ivar. Da. Am câteva întrebări. O locu ce? Vreau să vă întreb dacă ați luat în galeria pe strada Grădiniței, unde va fi construită grădinița, dacă va fi vreodată igienizat terenul respectiv, și să vă întreb ce sunt deșeurile alea din construcții depozitate acolo pe teren, primarie, da. Nu cred că e cazul să vă arăt poze, că le știți. Da, nu știu rău problema. Dacă vorbim din cărămită, nu vă ascult, un cetățean din comun a venit cu rugăminte, domnule, dărâm o casă undeva și vă rog frumos, dacă pot temporar, să ne pune cărămita asta și vrea să-și o aleagă cu condiția doar să-și strângă tot, să-și ducă la groapă după aia. Nu, 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 n
După ce spun în piramidă, da. Păi nu prea să ține din termen. Ce înseamnă cine este? Nu prea să ține din termen și cred că nici scopul creativ nu are, că... Ce fac cu cine sunt cam la care ce este un cetățean? Un cetățean e comună, e vorba de domnul Gelunință. Așa. Și cam asta e. Gelunință, domnul care a fost colegul nostru consilier? Da. Am înțeles. Vreau să vă întreb domnul. Acolo de sunt mulți nocivi. Dumneavoastră pe toți sunt de cuvânt, că eu știu că eu am serios. Acolo au crescut foarte mulți boscheți și o șerpărai din nenescris. Fără supărare. Deci a dat jale în terenul respectiv. După ploi din primăvara asta, nici nu e nimic. Vreau să vă întreb, dacă ați venit cu Vada Bacu, adresa, de posibil local în Măgura, din partea domnului Bușeță Vasile. Și care ar trebui să fie prezentat. Poftiți? Da, este. Îmi prezentați astăzi? Da? Da. Bun, am ajuns la mapă, nu știu că... Păi nu, când am zis că poate o prezentați colegilor. Vreau să vă întreb dacă termin o lună de zile, termin de o lună de zile de la ședința trecută, pentru strada și potrivit, au fost depostate resturile de la punctul de apă. Știți că s-a stricat carosatul și a fost abertul. Mi-a spus că ați vorbit după... Da, da, vă arăți un proces gradual, care l-am aprobat astăzi. La o urmă colegii astăzi, care a spus, în procesul verbal, că v-am adus la cunoștință săptămâna trecută, da, că în zona Șipului, unde ați permis accesul unor autovehicule mari, au depozitat niște resturi și au stricat asfaltul și au postat membru. Dar să vă întreb, când se va repara? Să știți că, din cauza vremii, noptul să vină la Buvieni, să-și facă treaba acolo, nu are problemă, o cunoaște, l-am chemat, i-am arătat, o să vină să te vedeți, să-i fac și gardul, doamne. Că așa s-au înțeles, de fapt, ei, domne, o să-ți fac și gardul la urmă, dacă după ce e depozit... Credeți că e depozit în volumă de zile? S-o rezolvă problema? Nu știu dacă exprimarea e adecvată, dacă e bun simț. Pentru dumneavoastră, dar să-și rezolvi problema. Dar suntem nesimțiți. Suntem oameni în toată firea și nu putem înțelege omenești. Nu vorbim de simț. Da, dar după aia se uită. Vedeți cum o uitai după ce nu ne-ți uita cărămida. Știi asta? Poate să nu uită de ce. Acum, da, o uită să-i aduce aminte și dumneavoastră. Cum o să-i aduce aminte și domnului cu drogul, cu gardul de la doamna Iedul de acolo. Da, vreau să vă mai aduc aminte. Tot la ședința trecută, v-am zis de o problemă pe zona Picorhană, de șanțuri. Dumneavoastră mi-a spus în ședință că ați intervenit. Bineînțeles, m-am deplasat la a doua zi după ședință și... Este datoria mea, domnule primar. Eu știu că sunt consilieri și zonă. Nu, suntem consilieri, dar... Suntem consilieri în Comuna Măgura, domnule primar. Și de fapt, mi-ați ascuns adevărul, că ați spus un altfel, nu s-a intervenit deloc pe șanțurile de Corbană. Din contra, acum, după ultimele ploi, s-au deturat și mai tare și de așa nu știu asta. Dar ce să facem la șanțurile de Corbană, nu înțeleg. Curățat de puțin ca să poată să curgă, să nu strică. Acum e stricat drumul, deja e mușcat de drumul. Dar ce să-și curgă de șanță față porții? Dar nu-i șanț de poartă. Nu, e o zonă. Așa din Bucus. Nu, e o zonă. Nu iese în fața porții, fac curățenii? Ceea ce spuneți dumneavoastră, eu nu v-am ascuns și nu am ce să vă ascund, doamne fete. De ce să vă spun că am fost acolo și am făcut șanțul și pe sinoa de soa a stupat până aici? Mi-a zis că l-ați făcut la ședința trecută. Am văzut înregistrarea. Mi-a spus că am intervenit probabil pe zona respectivă, că am intervenit de 10-20 de ore acolo, o dată. Am cărat balastul ăla la geam de la Bunebune, ce să vă spun? Cărăm balastul de două luni de zile, în continuu, din vale în deal. Și în dealul mare și pe corna, e cu jubit pisicot. Îl aducea pe la mare, îl aducea la deal. Dar nu vedeți ce cataclism abate asupra noastră, ce vreme era, ce timpuri. Da, bun. Vreau să vă aduc la cunoștință că luni m-am prezentat la serviciul de transport la Consiliul Județean. Așa. Și am ridicat programul de transport de pe raza Comunei Măgura. Nu prea bate cu mașinile care sunt puse la dispoziție de către operator. Deci, cel puțin pe zona Crihan, bine aici scrie Crihan cu Socotor, cel puțin pe zona Crihan, sunt vreo două mașini care nu vin, deci nu sunt. Cel puțin asta de la 10.35, n-a fost nimeni niciodată. 10.35? Ultima a fost. Nu, vorbesc 10.35 dimineața. Sunt zone, sunt, și mai este încă una, și mai aștept, nu, zic 10.35. E ultima de pe Crihan, e la 18.35.
foarte mulți locuitori din Crivat s-au plâns când au mașini să ajung în oraș, să fac legături. Durea lor se pot plânge într-un singur loc, la primăria Mâncă. Da, da, e adevărat. Am de vin să plâng la primăria Mâncă, să știți că se pot plânge, să pot plânge și pe consilierii locali. Dacă s-au plâns, s-au plâns pe urmă dumneavoastră. S-au făcut dumneavoastră. S-au plâns dumneavoastră de mine o hârtie scrisă primită. Vis-a-vis de operator. Am o singură persoană care a venit cu o sesizare. Și pentru persoana respectivă ce ați făcut? O singură sesizare, am luat măsuri, am vorbit cu operatorul și șoferul de pe microbus a întrebat pe toată lumea. Cum vreți să faci programul? Că era vorba de modificare programului. Absolut nicio persoană nu dorește să modifice programul. Ați înțeles? Dumnezeu vrea să modifice programul în sensul că fiica dumneavoastră este strategică, e normal să-ți faci ghid pentru copii la o anumită oră și stă, nu știu cum, pe la ora 3 și ceva la ora 4. Este respectat de către operator. Așa că vă propun. Să montăm pe stația de autobuz pe care le avem noi programul de transport. Oficial, cel oficial. Și apoi să vom verifica dacă este respectat sau nu. Eu nu cred că nu respectă programul și nu-i știu. Eu atunci facem altul cu primarea. Avem filmări cu filmări de intersecții. Da. Și vă rog să punem la, să ne puneți la dispoziție, să vedem dacă ei, dacă trec mașinile, în funcție de programul care este aici. Nu știu, acum puteți verifica, nu trebuie să punem neapărat. Nu respectă și nu sunt suficiente mașini. Bun. Și am încheiat, un singur lucru vreau să-mi aduc în atenție la toți colegii și le propun o idee. S-a ridiculat foarte mult problema câinilor. Credeți că ar fi oportun să purtăm discuții și poate consilii locale din jurul municipiului Bacău, să căutăm o formă asociativă și să rezolvăm problema câinilor comunitare. Să pună fiecare din buget o sumă de bani, pe raza 1 din 5-6 comuni care sunt în jurul Bacău, să trage la sort, să acceptă, poate are vreo primărie în spațiu, să cotizeze toată lumea o sumă de bani, să rezolvăm problema câinilor comunitare. În comuna care va pune interiorul la dispoziție. Domnul primar, haideți să încercăm să ajungem, să le facem o adresă, să stăm de vorbă cu dumneavoastră și poate e o comună care acceptă lucrul ăsta. Dar singurul lucru pe care l-am făcut și pentru comuni și pe asta e fiind că ați deschis subiectul cu Vitasă. Vitasă pentru comuni, că am luat legătura cu primăria Bacău. Vis-a-vis de pușca cu tranquilizant, care e singură pe municipiul Bacău, să ne, cumva, cumva să ne ajute cu, și pe noi să putem să-i să putem să-i sterilizăm pe cei care avem pe raza cu dumneavoastră. Va trebui să facem un contract de parteneria cu dumneavoastră, că treaba să fie ilegală, vă dați seama, chiar dacă e cu tranquilizant. Ieri am discutat cu domnul Vâncescu, care e șeful adăpostului, și ne-a zis, dom'le, e 120 de lei cu o fiolă de asta. E 100, eu costat 140 de milioane pușca cu tranquilizant. Da. Spune, ca să puști un câine, dacă dai 120 de lei, dar poți să nu liberești din prima. Și adică nu putem de la primăria Bacău să susținem dortuiala. Asta înseamnă parteneria cu, adică cu poliția ca noi, poate facem și primările din jurul Bacăului. Nu să știți că o primă dată este nu vrea nimeni. Am încercat cu vizia, am încercat cu părgerilor, am încercat cu ei, nu vrea nimeni. Adică vrea, dar hai să facem la voi, dacă se poate țin scrie acolo. Ideea este așa, dacă a făcut noi un țarcă aici, nu din răutate oamenii o să ia Domnul, să ia patrunez. De asta a fugit toată lumea, să știți. De asta a fugit toată lumea. Oamenii din bună, ce duc acolo, au un țarcă care ia Domnul și bunii. Va fi invazie. Ți-a toată lumea gândește pentru că fac țarcul, la mine va fi invazie din tot societatea. Păi aduce donașul, da, mai ca să încasă chestii. Cea mai bună soluție este să-i castrăm, să-i sterilizăm. Cea mai bună soluție să mai învățească. Așa scăpăm de ei. Altfel nu vă trebuie. Putem, nu știu, să gândim un proiect de hotărâre, să-i obligăm pe toți cu locuitorii comunii Măgura să-și sterilizeze câinii. Avem, dacă vreau. În mod obligatoriu. Nu,
n-a fost... Puneți întrebarea și să dă răspunsul și să vorbim pace dialog aici, stăm ori și încă... Aș vă rezumat strict la vestare. Este așa, domnule. Domnule, ți-o va aproba cu un timp în ședință? Deci hai să ne respectăm timpul care e. Da, dar e valabil, dar nu mai trebuie. Da, hai să facem orice de ani. Nu au fost îngrădăsuri de vedea. Nu pot să întrebi. Dar cum, dar dacă... Domnul Tristan, dacă eu, când discutăm pe marginea unui subiect, nu? Bun. Discutăm pe marginea subiectului respectiv, când e ordinea de zi. Dar dacă la diversi am mai multe probleme din piraza comunității, ce să mă accepta? Nu pot. Am constatat că sunt buruieri, foarte multe din ceea ce ați vorbit. Vă rog frumos. Haideți să ne păstrăm camul și să încheiem o dată de ședință. Mulțumesc chiar așa. Și eu am gândit la dumneavoastră. Sunt după o zi de... Măcar nu mai ridicați tonul ca să vorbești așa. Este foarte obositor și... Încercați să fiți concreți, mai pe soluții. Că aici doamna la ședința următoare o să spuneți, domnule, procesul pe fapt nu v-a zis cu ce am vorbit eu acolo. Nu se mai fac. Care nu cai logica. Nu, Beruș, am înțeles. Dar nu, domnul președinte, dar nu înțeleg logica, eu n-am voie să dacă... Aveți dreptate-vă... Domnul Beruș, logica funcționează așa. Nu puteți veni cu 20 de probleme la fiecare ședință. Tot veniți, tot veniți cu ele. Și noi nu dorim să le rezolvăm pe toate. Acum? Am înțeles. Am aici una, două, trei, patru, cinci, cinci probleme ridicate. Haideți să vă rog frumos, am înțeles că suntem nervoși și că sobre toată ne-a venit pe un program. Haideți să ne organizăm și să încheiem frumos cum am început. Domnul Vice, vă rog frumos, dați. Toate problemele pe care le-a ridicat colegul Beruș, sunt problemele noastre. Și problemele astea au mai fost ridicate. Referitor la Corhan, multă plăcută pe domnul primar, era domnul răspuns, s-a intervenit. Eu am fost acolo și am intervenit. Dar mi-am făcut șansă de sus până jos și după ce vine ploile, iar mi-au mutat balasul. Nu vorbesc că pe unde am intervenit, acum e mai rău decât am fost înainte. Asta pot să confirm și eu apropo de chestia asta. S-a trecut și domnul Aurel, vă rog frumos, lăsați. A trecut un utilaj, pentru că și eu am rămas surprins în urma ploilor și torentului care au fost, nu puteai să intri cu mașina pe acolo. A doua zi am găsit drumul foarte bine făcut. La două zile sau trei zile, iar pe mijloc am întors. Am întors la domnul Bugaciu și am luat-o pe partea cealaltă. Pentru că nu puteam să urc. Vă aduc la cunoștință asta nu ca să ne scuzăm fraților. Noi le facem cum putem să ne facem, nu cam bine puticioși. Utilajul și firma cu care facem noi, ne facem noi serviciile astea de reparație și întreținere la părți, mai face și în alte părți. Și ei au fost supuși tot intervenuri și tot necaruri. Nu știam cum să facem să ajungă și la noi, să rezolvă și în partea aia, să mulțumim toate părțile. Cel mai defavorizat sector este Cușbicu. Să vă spun de ce, să nu zică cineva vreodată că eu îi drag la mine și mă ia lumea și mă scuipă și mă înjură și vine cu sapa. Băi, omule, niciunde ești tu, nu ești în stare. Dar ce face în altă parte? Nu mă mai gândesc. Adevărul nu este asta. Astăzi am stat cu toții în soare, nu vă puteți închipui. Că la suntem și noi oameni. Stai acolo cu comisia asta și ei tot oameni și iau-o din casă în casă și așa ne mulțumiți că la unii ajungeam mai târziu. Omul te aștepta și de-aia putem să ajungem la el. Sinte, scoatem apa din fosă, se scoate apa din fântână, se scoate mărul, se colectăm. Măr care a fost infestat cu urină, cu materii fecale și așa mai departe. Lucrurile care lumea nu le știe. Nu le știi, dar sunt ale noastre. Și eu regulă priorității, văd pe care le faci prima dată. Țin să mai spun altceva. Am avut probleme foarte mari la stația de ape reziduale din punctul Camana. Ne-a ajutat Dumnezeu acolo. Să vă informez. Am montat alte două pompe cu tocător. Am îmbunătățit sistemul. Dar credeți-și voi că e mai bine să o luau curentul și atunci ai ieșit apa cu tot afară, de așa și de acolo, de acolo, din mureai. Ce vă rog și aduc în atenția domnului primar. Acolo trebuie ca să cumpărăm un container de mici dimensiuni ca să fie toate panourile reapuse cum trebuie, că stă ca la nimeni. Adică să luăm etapizați. Ajungem să cumpărăm terenul, să punem un container și să modernizăm stația punând o sursă alternativă de curent de 380, care atunci când se întâmplă nenorocirea care s-a întâmplat, bă, să-mi pornească, să-i intră aia și să nu am cazul care le-am avut în Dămână. Da, ne-am gândit la Jumătate din contact. Nu, 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 nu
decât să dăm sute de milioane de euro, mai bine atunci. Mai nu trebuie să ne supărăm când vine un coleg consilier și ne aduce la cunoștință o situație din zona lui, din altă zonă, dar în același timp, colegi consilier, nu vă asumați niște lucruri ca ceva care ar fi generos din buzunarul altuia, adică spui, băi, frate, las că o fac eu pe asta, nu. Acolo unde considerați că ați luat informația și trebuie să o rezolvăm noi, ori dați telefoanele noastre, ori dirijați către noi, ca să... Da, adică nu rezolvați problemele... Adică facem noi. Noi prin voi sau voi prin noi, nu știu cum să vă ziceți, informați-ne, spuneți-ne ce avem de făcut în măsura posibilităților, dăm o Facebook aici. Sunt foarte multe. Vă spun că vă stau la dispoziție ca de ce vă spun. Nu mai țineți numai de ciola, nu țineți de ciola. Nu, așa, să nu ne jignim. Și mai aveam ceva de spus. Dacă vin cu aia, frate. Mai aveam ceva de spus. Și uite-i cu asta. Asta e altceva, e de bine. Țin să-l felicit pe domnul Răzvan Ciorcelă. Este în mod licențiat în psihologie. Și să beneficiem de pregătirile dânsului, pentru că ne va ajuta foarte mult. N-a spus nimic, am văzut, mă bucur că avem un coleg dintre noi care este licențiat în psihologie. Felicitări, domnule, și aici este o surpriză pentru mine chestia asta, nu țin să menționez. Spun ce nu fac pentru mine personal și pentru salutare și cei din jurul meu. Am avut gândirea dumneavoastră. Ce mai avem acum de vorbit punctual? Pentru că s-a dat și un alt cod Portugaliei. Vine ce s-a gândit să fie aici. Noi vă dați, domnul, domnul Talal să spune exact ce e domnul Talal. Are și domnul domnul primar, ca să fim așa, vă rog să luați un pic să mă dați. Și după aia, stau dumneavoastră. Și pe aia răspundeți ca să fim eficienți. Nu, ca să nu... Nu, n-aș vrea ca să termin, să intrați. Hai. Vă rog, pentru că tot a fost o calamitate aici în comună, mă doresc foarte bine, așa să... Formați... Data viitoare să faceți formarea unei comisii care să evalueze pagubile făcute la fiecare, așa, și să, dacă aveți... Asta legat de asfalt, eu am fost ieri, vă ne-am interzicat. Să știți că asfaltul ăla acolo unde e Măriucă, la garaj, nu știi, ăla fie era tot, pentru că apa curge de la o parte în altă. Ești tot. Deci acolo... L-a așteptat tot și e refăcut, pentru că riscăm că... Dați-mă, nu, ascultați-mă, dați-mă. Vă rog să-mi spuneți dacă, după aia, dacă s-au plătit niște bănuți și ce valoare, dacă aveți cu asfalt. Așa. Mai am o problemă cu domnul Bujniță, un vorbit colegul. Așa, la școală din Crihan, vă rog să-mi spuneți de unde o să fie sursa de apă, pentru că acolo nu avem apă și, vă știți, WC-urile, acolo trebuie apă și toată lumea zice că noi avem WC-uri în fundul curții. După aia. Așa, am să fiu scurt. Legat de iertarea care o cer pe un coleg, vreau să-i informez așa că iertarea se face la biserica la care dumneavoastră este arondat. În ceea ce mă privește, pot să-i zic chiar cei doamne că nu știu ce spun. Vă mulțumesc. Bun. Așa, dacă vă aveți de școală practică, școală practică va fi alimentată pentru moment. Vorba de sistemul centru de apă cu zonă Crabă și Urchească, se întâmplă la Pietruș. Au fost eliberate certificate de urbanism. Deci se merge și acolo se miște treaba. De la 15 ani. Acolo. Acum ea mai bună. Da. Dar nu au fost chestii bune. Ea pune-ți doar. Ea apă pentru uz menajer. Este apă potabilă pentru... Adică nu ceva la școală pentru copii, să o bea de efectul la invers. Pentru toalete. Pentru grupul sanitar, pentru ce avem acolo. Este presă în urmă, este presă în urmă, nu o să facem de așa. Altă întrebare care mai era cu... Dacă s-au plătit sumele către asfaltatori. Da, am plătit sumele către asfaltatori. Asfaltul care este pus este plătit de valoare din 7.800.000 de lei. Dar asta nu are nicio influență asupra situației de fapt care este acum. Lucrarea este asigurată, au venit cei de la asigurări.
Asta rămâne, este strict răspunderea dumneavoastră, a constructorului, nu ne angamează pe noi nici într-un fel, nu cheltuim suplimentare dacă faci pe banii grea. Nu este treaba noastră. Vă dată însă că s-ar dămbat și ne-am fi dorit să rămân pentru mai repede și să rămân treaba dumneavoastră. Deja ar fi să facă Grigorii parcă și Grigorii și așa, mai aveați o întrebare. S-a găsut la mână de la toată la cap. Iertarea. Nu, mai era o întrebare. Dumneavoastră sunteți un om de onoare, ați promis să mă dau de ședința respectivă, că nu îi elocați la parohia. Să nu pun și probleme. Să fie onoare și să fie onoare și să termină atunci și mi-ați dat bani. Luna iulie. Prima rectificare se face iulie. În iulie. Deci am să dă de atunci. Noi facem, putem face rectificări ca cea de astăzi, doar rectificări pozitive. Din păcate, sub rectificare le-am primit astăzi, nu le putem aloca pe alte capitole decât pe investiții. Dacă am fi primit, am fi alocat din suma asta, suma necesară. Să ai direct, mă rog, din care este. Nu, Polonel, vă rog. Cam de asta, dacă nu ai menționat A. Era o chestie care o să dea pe domnul Chitic, legat de condițiile independente și neumane în care stau colegi. Vă rog să orientați și să cumpărați niște aparate. Domnul a făcut deja referații. Suntem în curte achiziții a aia domnului Chitic. Dacă nu mai sunt azi, cum cerea trebuie să ne trage. Domnul Chitic, o singură problemă, întreagă, așa. Să nu vă spărați pe mine, dar să știți... Așa domnul Vență, da. Noi avem nevoie de domnul Berușcă, pentru că este om din prezent institut. Deci ceea ce face bun, n-am încotro. Domnul Talal îi spun că eu știu și ce fac și ce vorbesc. Următoarea, vă rog frumos, analizați împreună cu cei de la Mustrans. Și luați în calcul că s-ar putea să mai avem o viitoră promoție. Trebuie găsit altă soluție acolo. Soluția ar fi fost să fie rigor de pus, că poate n-ar fi fost atât de drastic. Trebuie făcut altceva acolo, ca asfaltul oricum. Așa, acum dacă ați deschis subiectul, mai mult o secundă. Da. Două săptămâni pe înainte am făcut o solicitare la ANIF. La fostul OIF, pe care știați dumneavoastră din mulățe funcționare. A fost și cu domnul director și cu domnul Istrati, care este din Mărgura, pe toată lungimea canalului și inclusiv la baraj sus, acolo. Am făcut și documentație, este înaintat către prefectură și către București. Așa funcționează la ei. Finanțarea venit de la București pentru fonduri ca să regularizăm cursul ăla din Torent, care este acolo, și efectiv să ne apucăm și de baraj. Acum, nu știu, în măsura care au fost luate în considerație. Acum, pe viitor, asta o să revenim cu tot ce, cu toate aia. Era bun, cu poze, cu aia, cu aia, cu aia, cu dosare. Și de ce nu spunea aia. Un cuvânt ca să încheie. Domnul Vena, așa am spus și eu, Vena. Dacă am vrut să cumpun aia, mi-a stat la lătare pe goare acolo, mi-a spus la lătare. Domnul președinte, ce era cum e aici la Deci, acum ai încălzare de domnul președinte, vă rog. O secundă, că nu vreau să... S-a vorbit de comisia care vine de la prefectură. Vreau să-i atragă atenția domnului primar să se facă cum trebuie. De ce spun asta? Acum 10 ani, în 2010, în fost viitor, am fost afectat. Apa de metru, la mine în curte. A venit comisia de la primărie, toți 5, 10, nu știu ce erau. N-am primit un cancioc de ceiment, vreau să vă spun. Ne-am dat cu apa de metru și așa mai departe. Alții firmau de stradă, cigar frumos mi-a făcut din banii primăriei. Vă aduc la cunoștință că nu am primit un cancioc de ciment. Am avut pe sus propriu, ajutat de la muncă și de la asigurare. Asta am vrut să vă spun, domnul primar. Să facă, nu, să vină în teren, doar atât. Să se plimbe și să ia aer și să facă cum trebuie toate. Acum, eu, sincer, mi-aș dori ca urmă, în urma visului din teren care a fost astăzi, să se întâmple să aloci ceva. Să se întâmple și toate gospodării care au fost afectate să primească ajutor, domnul primar. Nu, aici nu este problemă și noi de ea.
să facem asigurări de 50 de euro asigurare. Da, la ședința închisă. Mulțumesc, domnule. Am început din etapă.